Zilele milionarilor din București, 25 de hoți organizați ca la carte s-au folosit și de minori ca să dea lovitură după lovitură. Printre victime și ambasadorul României în Belgia. Hoții furau orice le pica în mână. În casele lor, polițiștii au găsit electrocasnice, calorifere sau roți de mașină. Ai furat termopane? De atunci? Furai din locuințe? Nici o țintă nu era prea mare pentru hoți și nici o pradă prea mică. Furau orice le pica în mână. În casele suspecților, polițiștii au găsit un adevărat bazar. Hoții n-au scăpat nimic din vedere atunci când au pătruns în locuințele oamenilor. Au furat tot ce s-a putut fura, respectiv sisteme audio, roți de mașini și chiar calorifere. Nu se uitau la pradă. Orice casă care putea fi spartă cu ușurință era o posibilă țintă. Așa au făcut și când au decis să spargă casa ambasadorului României în Belgia. Știți când au spart hoții casa domnului ambasador? Nu știți? N-am auzit nimic când a fost. După ce au luat în vizor casa ambasadorului, hoții au escaladat gardul, după care au forțat ușa de la intrare. Ghinionul lor a fost acela că prin zonă trecea o patrulă a poliției care i-a speriat. Alte victime nu au fost la fel de norocoase. Hoții știau când să lovească. După ce își alegeau ținta, filau casa, iar în momentul în care victima pleca de acasă, dădeau lovitura. Forțau geamurile sau ușile locuinței și apoi luau orice le pica în mână. Dacă nu eram atent și nu eram la momentul oportun atunci pe fază, deci încerca. Deci era cât pace să mă facă și oameni. Cred că m-a urmărit. Deci am fost urmărit că stătea chiar... la pândă. Majoritatea membrilor grupării sunt recidiviști. Au intrat în atenția poliției în octombrie 2013. Ieri dimineață, cei 25 de membri au fost luați pe sus de mascați. Printre ei și 3 minori. De ce te-au luat? Degeaba. Ai furat din locuințe? Nu! Și atunci? Degeaba m-a luat din pat. După audieri maraton, câțiva dintre ei au fost eliberați. Cu toții au negat acuzațiile. Am fost luați de acasă degeaba la ora 3 dimineața, ni s-au spart ușile acasă, copiii ni s-au speriat copiii acasă, ni s-au confundat cu altcineva, cu alți hoți, ne-au luat de acasă, fără probe, fără nimic. Pur și simplu nu știu de ce. Restul membrilor vor ajunge cel mai probabil în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Lucian.